dragi prieteni, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. De data aceasta ne vom opri asupra unui subiect care scoate în evidență bunătatea și providența lui Dumnezeu și am intitulat ediția aceasta Vieți restaurate. Aș vrea să încep cu o poveste. Acum 18 ani, în Gara de Nord din Timișoara, în preajma Crăciunului, într-o lună friguroasă și totuși o lună atât de frumoasă pentru multe, multe familii, pentru mulți copii, un băiețel pe nume Marius a fost abandonat de mămica lui, lăsat singur acolo în gară printre străini. Băiețelul s-a luptat cu frigul, s-a luptat cu alți copii ai străzii pentru mulți ani. Și Dumnezeu, în bunătatea lui, a avut grijă de acest băiețel care nici nu știa exact care este numele adevărat și l-a ajutat după mulți ani să devină copilul lui Dumnezeu. Copilul abandonat de mama lui a fost înfiat de părintele tuturor oamenilor și a ajuns la rândul lui să-și facă o familie. Ar fi frumos dacă toate poveștile triste s-ar încheia așa. Dar pentru a afla mai mult de ce s-a întâmplat așa și cât de greu a fost sau ce a determinat acest sfârșit fericit, îi vom întreba chiar pe cei implicați în această poveste. Și iată că invitații mei de astăzi sunt cei care au trecut prin această poveste. Este familia Constantin Emil, împreună cu soția sa Borișco și cu fetița în vârstă de 8 ani, Lois. Bine ați venit la Credo TV! Pace și Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mulțumesc în numele Domnului Iisus pentru invitație că am putut să particip și la dumneavoastră în studio. Sunt onorat și bucuros pentru că particip la dumneavoastră în studio. Sunt obișnuit cu televiziunile pentru că am mai fost în multe televiziuni și aș vrea să vă spun înaintea Domnului că textul meu este Psalmul 68 cu versetul 5. Pentru că El este Tatăl văduvilor și apărătorilor, ci El dă o familie celor părăsiți. Eu în anul 1990, 26 decembrie, am fost părăsit de mama mea în Gara de Nord, în Timișoara. Câți frați erați? Cum suntem, era familia voastră atunci? Eu știu că suntem în jur de 10 frați, printre care din 10 doar cu 2 de ei păstrăm legătura. Pentru că, vă spun sincer, nu m-a căutat nimeni nici în ziua de astăzi și aș vrea să mulțumesc Domnului că totuși sunt cu Dumnezeu și Dumnezeu mi-este alături de mine și de familia mea. Mă bucur. Aș vrea să se prezinte și Borișca. Constantin Borișca, am 36 de ani. De câți ani sunteți căsătoriți? De 8 ani. De 8 ani. Și da. Sunteți împreună cu fetița da. Voastră. O familie unită. O familie unită și o familie care... Binecuvântată de Dumnezeu. Formată doar cu ajutorul lui da. Dumnezeu. Da. Deci fetița... Văd că Marius are mai mult curaj sau Emil și aș vrea să încep nu cu întrebări ușoare da. Ca să vedem cum poate să deschidă atmosfera. Sigur, acum noi zâmbim, dar lucrurile care s-au întâmplat cu 18 ani în urmă sunt deosebit de dureroase și aș vrea să știu, Marius, dacă mai ai ceva din durerea aceea, mai poți să ne spui cum te-ai simțit acolo singur, de prima dată? Să știi că mi-e foarte greu să mă aduc aminte. Aveam 8 anișori și mama mea, când m-a lăsat în gara la Timișoara, mama mea, țin minte că mi-a spus că mă duce la un suc și la o prăjitură. Ceea ce prăjitura mea preferată este eclerul sau savarina. Și mama a zis, Marius, dragă, o să-ți dau o savarină și un suc. M-a dus în gara la Timișoara
Și atunci m-a lăsat cu o plăsuță în mână, pe mine eram îmbrăcat cu o pereche de pantaloni de trailing, care și-a cuiam acasă, și am avut la mine o bluză neagră și o pereche de ciorap de lână. Deci eu n-am știut ce înseamnă o pereche de pantofi în picioare pentru mine sau să fiu un băiat elegant sau curat. Din anul 1990 și până în anul 1993. Deci 3 ani de zile. 3 ani de zile am stat în gara la Timișoara și aș vrea să vă spun că plângeam în continuu și mi-era dor de mama mea. Vedeam, ce te-ai gândit atunci? Că te-a pierdut sau ai conștientizat că... Deci eu ceea ce cred și cred în toată inima, i-am lăsat în gara. Pentru că n-am avut cum să mă pierd singur în gara. Înțeleg că totuși am avut 8 anișori și ceea ce țin minte că au venit în gara 2 domni polițiști și acei 2 domni polițiști, în loc să mă ducă la adresa stabilă unde locuiam eu în Cerneteaz, ei m-au băgat în postul de poliție și mi-au dat să mănânc. Eu tot plângeam în continuu și mi-era dor după mama mea, dar aș vrea să vă spun că nu mi-a fost ușor în acei 17 ani de gări, de străzi și de trenuri, când trăiam și prindeam atâtea sărbători și mă duceam, cerșeam, pentru că, ca oricare copil, să cerșească. În anul 1992 a fost pentru prima dată când am primit ceva cald în mâna mea și să mănânc un borcan de supă și sarme. Eram atât de bucuros când am primit acea mâncare. Mai știi de la cine ai primit-o? De acolo, din gară. O familie mi-a dus în gara la Timișoara și mi-aduc aminte că mâncam cu lacrimi. Eram așa de fericit când era Crăciunul. Și fiecare primeau de Crăciun multe daruri. Dar eu n-am avut, din păcate n-am avut șansa asta să primesc multe daruri. Și din păcate am avut ocazia să am o experiență puternică să trăiesc pe stres. O experiență puternică în sensul că nu m-am drogat niciodată, n-am fumat niciodată, ci n-am băut niciodată. Dar de unde știu tu să nu faci lucrurile astea? Ai avut o învățătură primită de la cineva? Cred că Dumnezeu a fost cu mine tot timpul. Cu siguranță. Cu siguranță acesta. Cred că numai Dumnezeu a fost cu mine. Gândiți-vă că în cei 17 ani de trenuri, 17 ani de stres, am trecut prin experiențe, cred că dumneavoastră n-ați trecut până cât am trecut eu. Cu siguranță. Cu siguranță. Am avut ocazia să primești și bătaie de la diferiți oameni, ceferiști. Când m-am dus cu trenul, n-am avut bilete, n-am avut și mergeam ca să mă încălzesc acolo la în compartiment, totul să prind puțin de căldură. Aș vrea să vă spun că acel conductor m-a aruncat din mers, din tren, și am căzut pe niște pietre și m-am julit puțin, m-am lovit pe la picioare, pe la genunchi, și Dumnezeu a rânduit ca trenul acela să întârzie 140 de minute și să mă urc în tren înapoi și să mă ascund în toaleta din tren. Și acel conductor, când m-a văzut că am urcat în acel vagon, cred că numai Dumnezeu mi-a dat o putere să am o forță așa de puternică și mare să țin de ușă, să nu poată să deschidă ușa. Și în momentul când am ajuns în Lugoș, am coborât jos și i-am făcut lui conductorul ciudă-ciudă și el a dat să fugă după mine și a aruncat cu un tomberon de gunoi după mine. Cred că numai Dumnezeu a fost în momentul ăla cu mine când am căzut din tren și mă gândeam de câte ori și aveam depresia asta și depresiile astea că toată viața voi locui pe străzi, toată viața voi sta pe străzi,
Sau nu voi avea o familie vreodată, sau nu voi avea vreo casă vreodată. Și am spus, Doamne, ajută-mă să am undeva să stau. În anul 1993, 18 ianuarie, am ajuns în Lugoș. În momentul când am ajuns în Lugoș, erau niște domni polițiști, erau niște jandarmi. Nu am coborât prin față, ci am coborât prin spate. Și mă uitam pe sub roți să vedem dacă acei domni polițiști și acei domni jandarmi, dacă mai ies în gară. În momentul când am văzut că au dispărut din gară, am plecat repede și am trecut prin gară și am fugit pe în oraș. Dar care era frica ta? Ca să nu te ducă la un cămin de copii? Da, frica mea mi-a fost ca să nu mă ducă undeva la vreun cămin sau să nu mă ducă undeva pe la un orfelinat. Așa, dar ce era în mintea ta cu orfelinatele? De ce ar fi fost rău acolo? Pentru că viața pe care ai trăit-o tu așa prin trenuri a fost una foarte grea, foarte periculoasă. A fost foarte grea, sora Rodica, în sensul că pentru mine a fost și ușoară, dar și grea. Și mi-am dorit să stau într-un pat curat sau să fac o baie caldă. La mine n-a fost așa. Ci la mine a fost fie iarnă, fie vară, m-am spălat cu apă rece. Deci aș vrea să vă spun că nu am fost bolnav niciodată. Deci n-am știut să am vreo boală, vreo viroză de răceală sau ceva. Dumnezeu a fost cu mine în orice clipă și în orice moment trăim pe străzi. Și mulțumesc și în ziua de astăzi lui Dumnezeu că sunt pe picioare și trăiesc și sunt pe acest pământ. Este numai minune pe care Dumnezeu a organizat-o, atâția ani, atâtea pericole, atâtea lucruri rele pe care puteai să le faci. Deci puteai să fii închis pentru furt, pentru bătăi, pentru alte lucruri, dar uite că a fost ocazia să o singură dată m-am dus când am ajuns în Lugoș și m-am pus în sala de așteptare. Și era un domn acolo cu niște bănuți mărunți. Deci, țin minte, nu pot să uit ceea ce a avut omul ăla jos. A avut o batistă și pe batista aceea a avut niște bani mărunți. Și atunci m-am dus personal și am luat de acolo banii mărunți. Și eram atât de bucuros pentru mine a fost prima dată când am băut un suc, ceva la sticlă. Și m-am dus și am luat banii aia. Și atunci am primit o mamă de bătaie de la cineva acolo în gară, care și în ziua de astăzi păstrez legătura cu acel om. Este un prieten drag de-a meu care ne cunoaștem de 25 de ani și îi mulțumesc pentru indicația care el mi-a dat-o personal și mulțumesc pentru toate sfaturile ce mi le-a dat. Și de-aia am ajuns așa de bine și de-aia am ajuns ca să merg pe calea cea dreaptă. Nu știu dacă dumneavoastră observați. Sunt unele cărări strâmte, dar sunt unele cărări care merg numai înainte. Nu mergi nici în stânga, nici în dreapta, ci te duci drept înainte. Și o mergi pe calea aceasta, dreaptă. Pe calea îngustă. Pe calea îngustă. Cum spune Domnul Iisus. Totuși nu mi-ai răspuns. De ce nu vroiai să mergi la orfelinat? Nu mi-a plăcut să stau într-un orfelinat pentru că a fost zile când mai luam bătaie și de la copiii aceia. Erau niște copii foarte răi în orfelinate și țin minte că am luat odată bătaie și de atunci n-am mai vrut să mă duc în orfelinat. Deci mi-a plăcut să stau, pentru mine a fost mai bine să stau pe stradă. În sensul că nu m-a bătut nimeni, n-am avut chinul ăsta să stau într-un orfelinat și să chinui acolo. Mai bine a fost să stau liber pe stradă și să trăiesc pe străzi. Acum, povestea ta e cea mai lungă și cea mai complicată, de asta îmi permit să-i mai pun câteva întrebări. Cum a fost cu școala? N-ai fost la școală nu, în condițiile astea? Nu, deci vreau să vă spun, nu am reușit să fac nicio oră de școală. Pentru că n-a avut cine să mă dea, în primul rând, și în al doilea rând,
n-aș tu să mă duc eu singur să mă duc la o școală. Dar aș vrea să vă spun că am învățat în ziară să citesc. Am învățat literele mari, de tipar, și mergeam cu degetele pe litere. Și în momentul când mergeam cu degetele pe litere, îmi dădeam seama că era litera R, litera E, sau litera D, sau litera F, sau și mai departe. Și încet, încet am început să leg literele. Încet, încet am început să citesc și acum îmi place foarte mult să citesc istorie, cărți îmi place să citesc și mulțumesc lui Dumnezeu că pot să citesc și pot să studiez Scriptura. Eu vă spun sincer, câteodată, așa când stăteam pe străzi, și zâmbeam, dar și plângeam. Zâmbeam în sensul că eram bucuros că era sărbătorile. Era Crăciunul, era Anul Nou, sau era Paștele și primeam câte ceva. Eram foarte bucuros când primeam o ciocolată sau o banană, dar eu mă duceam, în ziua de Crăciun, mă mai duceam pe la oameni și cerșeam mâncare. Și eram așa de bucuros când primeam mâncare. Mâncare gătită. Mâncare gătită. A fost zile sora Rodica când eu mâncam din gunoaie. Mâncam pâine mucegăită. Am făcut roz de zahăr, o sticlă de plastic goală, am tăiat-o și am mâncat pâine cu apă și zahăr. Și tot eram sătun. Câteodată mâncam cu lacrimi, câteodată mâncam râzând, zâmbind. Mă gândeam de câte ori, și la mama mea mă gândeam, și la frații mei mă gândeam, și mi-era dor. Mi-era dor după ei, mi-era dor în special după mama mea. Nu erai supărat că te-a lăsat acolo? Să știți că câteodată eram supărat. Câteodată eram, mă gândeam și vă spun sincer, și înjuram foarte urât și atecam foarte urât, așa în sensul că, adică eu să stau prin gări, vedeam atâția părinți cu copii și plângeam și, cum să spun, plângeam în sensul că ei iau un pat curat, ei iau o lingerie curată, au haine curate pe ei. Eu n-am avut ocazia asta să am haine curate pe mine. Și am avut ocazia asta să trăiesc 17 ani jumate pe străzi, până la 21 de ani. Niciodată, sora Rodica, nu am avut o viață fericită. Și acum o am. Stau și mă gândesc de câte ori. Mă gândesc și mă întreb eu singur. Oare cum am putut eu să trăiesc pe străzi? Cum am putut eu să mă descurc? Să umblu în atâtea trenuri? Mergeam Lugoș, Caransebeș, București. Știam toate stațiile până la București. Le citeam. Erau literele mari și le citeam. Aici e cu tare, aici e cu tare. Foarte mulți păstori care m-au invitat la biserici au rămas foarte impresionați de viața mea. Care te-au cunoscut? Care m-au cunoscut. Din trenurile alea? Da. În anul 1995 apare în gara din Lugoș un păstor cu o geantă în mână, cu o valiză și pe aceea geantă avea un semn. Un pește, lângă acel pește, avea un verset. El așa în fel o ținut Biblia atât de bine s-o văzut pe aceea Biblie versetul. Ioan 3, versetul 16. Și pe ala scrie așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Și eu l-am întrebat pe acel om: nu vă supărați, cine sunteți dumneavoastră? Păi, dar de ce mă întreb tu cine sunt? Păi aș vrea să știu.
Sunt pastorul Olariu Gigel. Și ce faceți dumneavoastră în gara aici? Păi uite, conduc. Păstor, conduc oameni care vineau din țară, vineau la surduc, vineau la studiu biblic, școală biblică. Eu când am auzit că e pocăit, în sinea mea am spus și în gândul meu, na, acum o duc bine lângă omul ăsta. Am început să râd, am început să mă bucur când am auzit că e pocăit. Și la un moment dat, am dus la chioșcul din gara și am spus toate prețurile. Zic, atâta costă sucul ăla, atâta costă hamburgerul ăla, atâta costă ciocolata aia, atâta costă aia. Și zic, rog frumos, dacă dumneavoastră vreți să-mi cumpărați trei hamburgeri și un suc. Și pastorul zice către mine, auzi, dar păi de ce trei? Păi zic, să am pentru trei zile. Dar mie nu mi-a ajuns în trei zile. Eu ziua aia am mâncat toți trei hamburgeri. Și eram atâta de bucuros și fericit când am mâncat ceva cald. Și m-am încălzit și eu. Și fugeam de bucurie prin sala de așteptare pe acolo. Și aș vrea să vă spun că din anul 1995, nu mai țin minte exact data, acel păstor, Olariu Gigel, m-a ajutat să învăț Biblia și m-a ajutat să citesc din Scriptură. Și primul verset care l-am învățat din Scriptură este Psalmul 27 cu versetul 10. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Eu nu știam cât de important e Dumnezeu pentru mine. Habar n-am avut de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu. N-am știut nimic. Și stăteam acolo în sala de așteptare. Dormeam... Acolo era domiciliul meu. Stăteam, uneori dormeam pe beton. Nu mai conta că era frig sau era iarnă sau era... N-am mai simțit chestiile astea. Eram călit. Deci eram călit. Pentru mine, prima dată a fost în 1993 când am luat pantofi pe picioare. Știți dumneavoastră cum e o pâine caldă, pufoasă, faină, caldă? Așa era la mine tălpile. Nu mai simțeam. Deci nu puteam să mă încalz. Și mulțumesc Dumnezeu că n-am suferit de vreo boală ceva sau să fiu bolnav vreodată. Numai Dumnezeu cred că a fost cu mine. În numele Domnului Iisus îi mulțumesc pentru toate ce mi-a dăruit. Apoi, în anul 1997, nu s-a mai dat voie să stăm în gara de Nugoș. Am avut cu mine două cutii de haine, un sac de dormit și am dormit din 1997 și până în anul 2001 am dormit sub cerul liber. Afară era minus 15, minus 17 grade și eu dormeam afară sub cerul liber. Și vineau unii oameni și mă întrebau, Marius, tu mai ești în viață? Zic, da. Și dormeam în centrul orașului, într-un parc, era o cruce și în fiecare seară, când mă culcam, mă puneam în genunchi lângă crucea aia. Și am spus așa, Doamne, dă-mi o locuință, dă-mi un acoperiș. Și nu a fost așa. Eram foarte rău, în sensul că rău, aveam depresia și simțirea asta că eu nu voi avea niciodată locuință. Că eu nu voi avea nimic. Oare ce se va întâmpla cu mine, cu viața mea? În anul 2000, vine cineva la mine, un preot, și îmi spune către mine, Marius, tu o să ai locuință. Tu o să ai ce trebuie pentru tine. Am vrut să-l bat în momentul ăla. Zic, de minciuni și de vorbe sunt sătul. Nu mai vreau nimic. Stăteam de câte ori pe bancă acolo și altă dată râdeam, altă dată plângeam, altă dată eram fericit. Deci nici eu nu știam cum eram. Altă dată eram așa trist și mă gândeam la mama mea. Tot amintești despre mama ta. Despre tatăl tău nu știi nimic? Nu știu dacă am avut tată bun. În actele de identitate
îmi scria tată necunoscut. Deci probabil n-a vrut să mă cunoască sau n-a vrut să mă recunoască. Da, acasă, până la 8 ani, când ai stat cu mama ta, era numai ea, tată nu era? Știu că nu era numai ea. Nu știu dacă a fost tată. Eu l-am întrebat și pe fratele meu, el îmi spune de el, dar nu pot să-mi dau seama cine e. Nici nu știu măcar cum arată. Deci, am trăit în Cernetea Sora Rodica, județul Timiș. Am avut o casă ca și toată lumea cum are casă la sat. Mama noastră a pus mâncarea Sora Rodica pe geam să ne ajungem la ea și noi dormeam până la 6 ani, deci până la 8 ani am stat în Cernetează. Toți vecinii de acolo, oamenii din Cernetează, au crezut că eu mi-s mort. Deci eram complet înghețat acasă la mama mea și în momentul când vecinii au venit, tot urmărea să nu intre mama, pentru că mama era destul de rea, destul de... i-a plăcut foarte mult să consume. Și atunci, în momentul când vecinii au venit, eu n-aș tot unde mis. Și după 3 ore și jumătate, Sora Rodica, am început să-mi simt corpul pe mine. Am început să-mi fie frig și tremuram. De-abia m-o liniștit. Este vorba de nenea laicii. Dacă acel om nu vinea să mă salveze de la moarte, nu cred că eram acum cu dumneavoastră în studio să vă povestesc viața mea. Cred că multe situații au fost asemănătoare. Dacă stăm să ne gândim, poate nici tu nu-ți mai amintești, 17 ani să fii pe străzi aproape, incredibil că e vorba despre aceeași persoană. Dar aș vrea să întreb pe Borișcă, cum v-ați cunoscut? E mare relație, Sora Rodica. Este o poveste mai... Da, s-o lași pe ea? Să spună cine era Marius? L-ai cunoscut acolo în parc sau în ce situație? Nu, că eu am fost plecată la cumnata mea, la Dud, și am naștut și eu l-am găsit tata meu pe internet, știți? Și când am auzit că da, m-a bătut și fratele meu și mai mulți. Deși tu ai avut o familie... Și am avut o familie foarte grea, Sora Rodica, și am trecut pe toate și Dumnezeu m-a ajutat să am ieșit cu bine de acolo. Și, da, și când am auzit că e un băiat, am plecat direct la părinții mei. De la părinții mei, și aia mă chinui sărații și chestii. Nu, că nu pot să mă amintesc toate. M-am închis cu lacătul pe ușă, n-am putut să ies nicăieri. Ești pocăiți, da, sunt de pocăiți. Acum... Înțeleg un pic greșit lucrurile. Da. Și mama m-a murit la 51 de ani și s-a însurat cu a doua mamă, așa, asta e Vitrică, asta e mama Vitrică, asta n-are copii. Nu are pe nimeni. Și s-a însurat după moartea lui mama. Și mama, da, că mama a decedat la 51 de ani. Și mai am 2 frați, o soră măritată la Reșița și un frate la Dud. I-am avut mințită la cap 7 luni. O boală foarte grea. Și de-aia n-am făcut școală din cazul tata mea că m-a bătut. Am făcut numai 2 clase. Și nu m-a dat să cotești școală, știți? Și n-am fost și o chinuită și Dumnezeu m-a ajutat și m-a scăpat de acolo, cu chiu cu pai. Te spuneai la început că voi sunteți o familie binecuvântată. Da, Sora Rodica, așa e, numai, na. Acum, slavă Domnului că m-am scăpat de toate, am o fetiță de 6 ani. E aici cu noi. Cred că e greu să spună ceva. Da, am soț. Și m-a binecuvântat Dumnezeu cu o familie unită. Și mulțumesc Domnului pentru toate, că m-am scăpat de acolo, cu fiu cu vai. Așa cum spunea Marius, versetul acela care lui îi place, că Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Lois, tu vrei să ne spui ceva?
rușinoasă Lois. Poate mai târziu. Noi mai avem răbdare. Până atunci îl mai ascultăm pe Marius să ne mai spună. Aș vrea să vă spun cum am cunoscut cu soția mea. Pe data de 5 mai 2009, la 11:45 de minute îmi sună telefonul. Eu mă duceam cu fratele Gigel Olariu și cu altcineva la o întâlnire la Reșița, sau o întâlnire foarte importantă, să facem un proiect, nu pot să dau nume. Zic să răspund, să nu răspund. Am răspuns până la urmă, dar zic scurt că trebuie să plec, trebuie să intru într-o ședință. Când am auzit sora Radica că e vorba de o fată, pe la ora 1 și ceva, abia am așteptat să termine ședința și să plec să sun. Am sunat eu și mi-a respins. M-a sunat la 13:10, în data de 5 mai 2009, și m-a ținut până la ora 13:45 de minute. Socrul meu. Să-i povestesc din viața mea. Aș vrea să vă spun că n-am putut atunci, în momentul ăla, să mă duc imediat. Pentru că tot eram plecat prin țară, la diferite biserici. Pe data de 13 mai, noaptea, m-am întors acasă. S-a făcut dimineață, la ora 6 m-am trezit. 7:10 am plecat din Lugoj. 8:10 am ajuns în Timișoara. 8:30 am plecat în Timișoara. 9:30 am ajuns în Arad. M-am oprit în Arad, am mâncat ceva acolo la un fast food. Și atunci n-am așteptat să vină autocarul. Să mă duc autocarul la sat, m-am dus cu o mașină. Aș vrea să vă spun că în momentul când am ajuns la ei acasă, am vrut să plec înapoi. Cred că Dumnezeu mi-a vorbit în șoaptă ca eu să rămân acolo. Și am rămas acolo. În momentul când eu am văzut-o pe ea, m-a durut sufletul. M-a luat în brațe, m-a strâns și m-a pupat și s-a bucurat când a avut ocazia să mă cunoască. Apoi am început să sun prieteni. Câte numere am în telefon? 800 de numere de telefon. Am peste 1000 acum. Am început să-i sun. Să le spun, băi, fraților, eu mă însor. Du-te-mă de aici, că tu nu te însori. O să vedeți. Pe data de 30 mai 2009, la 14:30 de minute, am avut cununia civilă. Și pe data de 20 iunie 2009, la 10:40 de minute, am avut cununia religioasă. A fost o bucurie pentru mine. Prima dată și prima dată mi-a fost foarte greu când m-am căsătorit. Greu în sensul că, de ce? Fiind obișnuit singur, fiind obișnuit cu singuritatea, fără program, fără nimic, nu prea mă mai... A fost așa să plec de unul singur de acasă. Dar aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dăruit. Și aș vrea să vă spun și cum am întors la Dumnezeu. Asta e cel mai important lucru. Aș vrea să vă spun cum am întors la Dumnezeu. Mă duceam des cu fratele Gigel Olaru, cu tata meu adoptiv și cu mama mea adoptivă. E vorba de, de domnul Gigel, pe care Olaru, l-ai Gigel, întâlnit în gară la Lugoj, de care te-ai bucurat. Aș vrea să vă spun că acel om, de fiecare dată, vinea după mine acasă cu mașina și mă lua și mă ducea cu el la Reșița, la Betel. În momentul când de câte ori mă ducea la biserică, de acolo am învățat să Da, de la citesc. Ce casă? Că tu stăteai într-un parc, cam acolo am ajuns noi cu povestea. Deci, el de câte ori vinea la mine, pentru că eu casa am primit-o în 2001. Așa. Mă înțelegeți? Și deja eu în 2005 aveam casă. În momentul când de câte ori vinea la mine, mă lua cu mașina și mă ducea cu el și până ajungeam la Reșița, el tot îmi explica versete din Biblie.
Și atunci eu tot îi puneam întrebări. Zic, cum sunt versetele astea? Învățați-mă și pe mine să le știu și eu. Și atunci Dumnezeu a lucrat în inima mea în data de 7 iulie am avut mărturisirile în biserică. Și pe data de 10 iulie... Adică botezul, da? Deci mărturisirile au fost în biserică și botezul a fost pe data de 10 iulie 2005. În momentul când m-am îmbrăcat în hainele alea cele albe, aș vrea să vă spun că toată ziua aveam emoții. Emoții, deci a fost și inaugurarea bisericii acolo și serveam frații la masă, pe acolo ajutam și abia așteptat să fie ora 18 și 48 de minute să intru în apă, să fac lăcământ cu Domnul Iisus. N-a fost nimic cu mine să mă ajute de băgat, m-am băgat singur în apă. Deși nu a avut cine să mă ajute să ies să n-alunec pe scări. Și acel păstor, Olariu Gigel, îl întreba pe un om de acolo din biserică care o da să ajute să iese oamenii, uite, apă, ce te împiedică să fii botezat? Și acel om zice, nu mă împiedică cu nimic. În momentul când omul acela a auzit mărturisirea mea, cum am trăit pe străzi, aș vrea să vă spun că noi am fost 10 candidați. Și Dumnezeu a rânduit să fim 11 candidați. A fost o surpriză pentru biserică. Și i-am dat hainele după mine, cele albe, și l-am îmbrăcat pe el și el l-a făcut legământ cu Domnul Iisus. A fost un șoc pentru biserică. Omul acela era de vreo 20 ceva de ani, 30 de ani, în biserica acolo, pentru că era o biserică mai veche și pe ăsta i-a făcut alta nouă. Și el nu prea o suporta să se boteze, nu prea a vrut să facă legământ cu Domnul Iisus. Și aș vrea să vă spun că și în ziua de astăzi, când mă întâlnesc cu acel om, se bucură foarte mult. Este important pentru mine și pentru fiecare om sau pentru fiecare orfan că sunt copilul lui Dumnezeu. Este un miracol de la Dumnezeu, sora Rodica, ca un copil al străzii să fie copilul lui Dumnezeu. Este mare lucru să am relații cu diferiți oameni, cu diferiți prieteni și cu multe alte cunoștințe care nu le putem da nume, că am foarte mulți prieteni prin țară. Aș vrea să vă spun, sora Rodica, că am avut ocazia să particip și în Parlamentul României, la mic dejun și rugăciune. Și am avut ocazia să stau de vorbă cu diferiți oameni politici și au rămas impresionați când ne-am povestit din viața mea. Cred că este un miracol de la Dumnezeu. Un copil al străzii, un copil care nu a făcut școală, care n-a făcut nimic, ca un om important să stea de vorbă cu tine. Dar cred că un om important, știți cine este? Dumnezeu. O persoană importantă. O persoană importantă este Dumnezeu. Cea mai importantă. Cea mai importantă. Apoi, m-am bucurat mult să duc anul trecut, în perioada 21-23 octombrie 2015, am avut ocazia să particip cu familia la mic dejun și rugăciune. Și am avut ocazia să stau cu doamna maestră, doamna Magda Catone, de vorbă cu doamna actor și să-i prezint familia și să-mi prezint și viața mea. O rămas foarte impresionantă când i-am spus viața mea. Cu siguranță. Am avut ocazia să primesc o emblemă din partea Parlamentului României. Am uitat să o duc cu mine să o vedeți. Am primit fiecare câte o diplomă din partea Parlamentului României. Și am avut ocazia să discut în Parlamentul României cu deputați de Timiș, cu deputați din alte zone, să dezbatem să fie o lege despre orfelinat. Pentru că în țara aceasta, sora Rodica, sunt 52.000 de orfani care statul nu prea îi ajută. Și care ar putea să fie oameni de
folos țării mâine dacă am avea grijă de ei. Și cred că experiența ta poate să fie și a voastră o mare încurajare pentru mulți. De asta am și fost eu de acord să facem emisiunea asta împreună, ca să încurajăm și pe alții care poate acum sunt pe stradă sau pe oameni, deci, care au o casă și văd copii singuri pe stradă. Toți care prind programul dumneavoastră, rog frații păstori și să aibă timp să se roage în primul rând și în al doilea rând pentru familia mea. Și în al treilea rând să se roage pentru orfani. Pentru că noi orfanii, gândiți-vă cum a fost cu mine, după stradă, să ai o familie, să ai o casă, să fii împăcat cu Dumnezeu, să fii mântuit de Dumnezeu și botezat și să ai atâtea relații. Da, aș vrea să mă întorc la familia voastră și să văd ce îmi spuneți voi despre Lois. Este ea cu minte? Ce planuri aveți cu ea? Deci, pentru că, mai ales tu, Marius, dacă n-ai avut o familie, e foarte greu să îți construiești propria ta familie. Sora Rodica, la noi s-a întâmplat uneori acasă să nu avem mâncare în casă. Și am spus așa, eu, soția mea, am spus, draga mea, eu nu vreau ca copilul meu să rabde, mai bine rabd eu, mai bine răbdăm noi doi, dar fiica mea să aibă ce să mănânce. Aș vrea, dacă Dumnezeu mă ajută, când crește mare, să o dau la școală, să o dau la facultate. Dacă eu n-am făcut școală și n-am făcut absolut nimic și n-am avut nicio pregătire, aș vrea ca fiica mea să aibă toate. Să-i dăruiesc din partea lui Dumnezeu pentru fiica mea o școală binecuvântată și orice ce-și dorește ea să facă în viața ei. Dar nu vreau să ajungă, nu vreau să ajungă pe stres cum am ajuns eu. Tu ce visuri ai pentru fetița voastră? Ce ți-ai dori să aibă Lois? Sau ce-i oferi acum în mod special? Poate să facă școală, să facă facultate și Dumnezeu să o ajute până la sfârșitul vieții. Și mă gândesc că îți dorești să-i dai și un soț bun? Un soț bun, care să o iubească? Un soț bun care să o iubească și mai mult să aibă o familie, să aibă o familie unită, cum am eu și soțul meu, să fim împreună, toți împreună. Asta îmi doresc mai mult. Vă rugați pentru asta? Da. Tot timpul. E foarte important. Acum ea e mai neliniștită, are numai 6 ani. Ne bucurăm că poate fi aici cu noi. Și eu și cred că toți cei care vă cunosc apreciază dorințele astea. Pentru că voi știți cel mai bine cum e să nu ai, cum e să nu te simți în siguranță, să nu te simți iubit. Sigur. Deci aș vrea pentru toți frații care urmăresc acest program, aș vrea să vă las numărul meu de telefon. Putem să-l afișăm pe ecran, oricine, da? Oricine din frați, păstori sau cine e familii care mă văd și mă cunosc, îi rog să mă sune la 0725 310 784. Oricine mă sună, sunt foarte disponibil. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, Sora Rodica, pentru invitație. Ați avut ocazia să cunoașteți un copil al lui Dumnezeu. Și ați avut ocazia să cunoașteți un copil al străzii și acum este copilul lui Dumnezeu. Ați avut ocazia să-mi cunoașteți familia și am avut ocazia să vă cunosc personal pe dumneavoastră. Eu vă mulțumesc în numele Domnului Iisus pentru tot. Vreau să mai întreb ceva. Foarte scurt. Dacă ți-ai căutat mama? Am fost la ea după 25 de ani. Aș vrea să vă spun că am fost la ea acasă
Și, din păcate, am fost primit ca un străin la ea acasă. Deci n-a vrut să vorbească cu mine și asta m-a durut sufletul și destul de greu a fost pentru mine. Dar mulțumesc Dumnezeu că încă trăiește și cum e mama mea, o iubesc. Nu pot să o judec, pentru că în Scriptură scrie așa, să nu judeci mama și tata. Deci o iubesc foarte mult și țin la ea foarte mult. De fiecare dată îl întreb pe fratele meu de ea și îmi răspunde că este bine. Deci, gândiți-vă că am avut o viață grea cu ea, dar nu sunt omul să urăsc pe mama mea. Poate cine știe, nu a avut posibilitate și nu a avut ce trebuie, dar mama mea nu urăsc niciodată. Și părinții mei adevărați și adoptivi este familia Olariu Gigelă și Mariana. Pentru oamenii ăștia, revărsăm o lacrimă pentru oamenii ăștia și un suflet curat. Pentru că foarte multe mi-a făcut. Ei ne-au făcut nunta religioasă, ei ne-au făcut cununia civilă, ei ne-au făcut, sora Rodica, binecuvântarea fiicei noastre. Deci vă spun și vă mărturisesc înaintea Domnului, pentru această familie este o mare binecuvântare. Foarte mult ne-au ajutat. Nu pot să uit de această familie și dacă le-am greșit cu ceva, îmi cer iertare în numele Domnului Iisus. Eu vă mulțumesc mult de faptul că ați venit aici să împărtășiți cu noi lucrurile astea dureroase. Am văzut și câteva lacrimi scurgându-se în timp ce vă aminteați de momentele grele. Și cu siguranță experiența asta incredibilă și transformarea pe care Dumnezeu v-a dat-o va fi o încurajare și pentru alții. Aș vrea să am un salut din partea... Vreau să încheiem cu salutul ăsta, da. Pentru toți frații și pentru toți creștinii care prind acest program al dumneavoastră din Cluj, din țară, să deschidem pagina la 590 cu psalmul 68, versetul 5, care el spune așa: El este tatăl orfanilor, apărătorilor și văduvilor. El e Dumnezeu care locuiește în locașul lui cel sfânt. Și atenție ce spune la 6: Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Amin. Amin. Acest mesaj a fost pentru dumneavoastră și în special pentru colegii dumneavoastră din studio și din regie. Aș vrea să ne rugăm pentru țara asta noastră, ca Dumnezeu să deschide lumină în țara asta a noastră și în special să ne rugăm pentru familia dumneavoastră, în special pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Sunt foarte fericit că am fost la dumneavoastră în studio și ați avut ocazia să ne cunoașteți, să-mi cunoașteți familia și vă mulțumesc dumneavoastră și televiziunii Credo TV pentru invitația ce mi-ați făcut-o la Cluj, la dumneavoastră. Și așa să ne rugăm împreună, pentru că Tatăl nostru ne-a dat multe daruri, în numele Domnului Iisus. Amin. Mulțumesc, apreciez și așa cum ai citit, Dumnezeu dă o familie celor părăsiți, dar e mare lucru și mare bucurie când îi cunoști personal pe cei care au fost părăsiți și cuvântul lui Dumnezeu vezi că s-a împlinit în viața lor. Foarte mult. Eu cred că mai sunt mulți oameni în situații grele în România sau în alte români de-ai noștri undeva în lume și cu siguranță Dumnezeu este soluția pentru fiecare dintre ei. Sigur. Și Iisus Hristos, sigur, cel care s-a născut și a murit pentru noi, este soluția pentru fiecare dintre acești oameni părăsiți, pentru că El de asta a venit, ca noi să nu fim părăsiți pentru totdeauna și să putem fi restaurați și înfiați în familia lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că niciodată nu suntem părăsiți și suntem primiți în sufletul Domnului Iisus Hristos. Așa pentru că este. Domnul Iisus Hristos spune așa: Vorbește, Doamne, cu noi în orice clipă. Asta e subiectul care deschidem tuturor fraților și tuturor copiilor orfani care sunt în țara asta.
Mulțumesc! Să fiți binecuvântați și să auzim de bine de voi și de familia voastră. Mulțumim. Stimate telespectatoare, stimați telespectatori, a fost într-adevăr o emisiune foarte deosebită de celelalte pe care sunteți obișnuiți să le urmăriți la Credo TV, dar cred că ați rămas impresionați de povestea acestei familii și împreună cu dumneavoastră și împreună cu invitații mei, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că se împlinește până în zilele noastre cuvântul acesta că Dumnezeu este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor și este acel care ne caută pe fiecare dintre noi să ne dea un viitor și o nădejde. Să fiți binecuvântați și să ne vedem cu bine la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.